Să vedem acum, prieteni, cum facem să scriem o imagine pe un disc. Deschidem DeepBurner. La tipul proiectului alegem Burn ISO Image ca să scriem o imagine de tip ISO. Mergem la pasul următor și, după cum vedeți, lucrurile sunt mai simple decât la discul de date. Trebuie doar să selectăm imaginea. Eu o să selectez imaginea unui disc cu Ubuntu 8.04, un disc bootabil. Deci imaginea conține toate informațiile necesare ca discul să fie bootabil. Eu nu trebuie să fac nimic. Ca să modific imaginea și să schimb eu parametrii, să o fac bootabilă, am nevoie de o aplicație mai complicată. Sau, mă rog, nu mai complicată, de obicei plătită. Deci nu gratuită. Selectez această imagine. Există și posibilitatea să șterg imaginea după ce s-a scris pe disc. Eu o să o las. Alegem viteza. Am introdus discul. Cum să vedem tot. Așa. Alegem viteza. Numărul de copii îl lăsăm 1. Cel mai probabil o să-l șterg iarăși. Sau nu mai șterg, în fine. Și după ce am terminat toate astea, Burn ISO. Și așteptați până se termină, până vă anunță că s-a terminat și asta a fost tot. Deci, practic, așa scrieți o imagine pe disc. Dacă alegeți să scrieți o imagine pe disc, pe un tip de disc, să zic așa, de date, deci, să luăm la capăt. Modul cum nu se scrie o imagine pe disc. Create data CD-DVD, deci nu așa, Burn ISO Image. Dacă dăm Create data CD-DVD și alegem noi imaginea de pe undeva de pe hard disk, o adăugăm pur și simplu pe disk, CD-ul nu va fi bootabil, va fi doar un CD care conține imaginea altui CD și atât. Nu va fi bootabil. Deci dacă iau eu imaginea acum și o adaug, da? Pur și simplu este un disc cu o imagine a altui disc pe el. Nu butează. Ca să pot folosi această imagine, va trebui să instalez un program de genul Daemon Tools sau, nu știu, ceva similar. Virtual CD și alte chestii de genul ăsta. Altfel nu o pot folosi. Deci, metoda corectă de scriere a unei imagini de CD butabil pe un disc, ați văzut, da? Este folosind opțiunea Burn Image. Aceasta, Burn ISO Image. Și pur și simplu selectați imaginea și dați scriere. Deci asta e tot. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare.